Pare când reacționez la ce a zis Michi Neamțu de tine, măi, e foarte passive-agresiv. Are cineva link cu par? Tu mi-ai dat par, că mai ești pe aici? Că tu ai dat cu timestamp, dacă nu mă înșel. Da, pentru cine nu știe, m-am încapăm de în cursă, dau click pe live-ul lui Michi Neamțu când mă uitam după ceva pe YouTube și la fel, m-am mâncat în curs, n-am putut să mă abțin să nu-i scriu acolo în chat, deci el era live pe YouTube și m-am mâncat în curs să scriu live pe chat, zicea el de cancel culture, de nu știu ce dracu zicea, de Elon Musk, de-astea, de ale lui. Și i-am scris un text de ăsta, gen o întrebare la mișto. Eu sunt sigur că știe cine sunt, că trec 100.000 de views clipurile despre el de la mine pe canal. Și l-am întrebat ceva la modul că, domnule Neamțu, este adevărat că dacă Elon Musk nu cumpăra Twitter, ajungeam să fim exact ca în 1948 de George Orwin? Nu căcat ăsta. Și bineînțeles că au mai venit niște pârlizi aici din chat să-i mai scriu, să mai troleze acolo și am ieșit tocmai ca să nu încurajez și mai mulți oameni să-l troleze pe om pe live, pentru că știți că nu agrez genul ăsta de acțiuni. Aha, da, uite, deci i-am zis, bună seara domnule Neamțu, este adevărat că dacă nu cumpăra domnul Musk Twitter ne întorceam în 1948, la fel ca romanul de geniu de George Orwin. De ce? Nu vedeți întrebările incomode, zice Mircea. Sunt sigur că de la noi și te referi la întrebarea mea. Păi l-am văzut și tocmai l-am citit. Deci nu e nicio problemă, vă rog să reveniți ori de câte ori aveți nevoie. Ride by Fire Silviu. Eu nu știu cine este Silviu acesta. Fire. Da, cred că. Dacă eram acum gen un an, înțelegeam că nu știe, dar gen au gen 10 sute de mii de views videourile mele în care dancuiesc pe el. Adică nu-mi zice că nu și-a dat vreodată Google sau nu i-a zis cineva, vezi că zice copilul ăsta de tine nasoale. Nu am ascultat niciodată nimic de domnia sa. Dacă este undeva în proximitatea eu știu, a lui Jordan Peterson, dacă omul ăsta are detenta intelectuală a lui, eu știu, Nikola Tesla, dacă e cumva un mare exeget al lui Dante Alighieri, dacă cumva omul ăsta și-a terminat școlile, doctoratele și postdoctoratele și îmi spuneți că trebuie neapărat să îl urmăresc, vă rog să o faceți, fiindcă efectiv, nu, eu nu sunt la nivelul lui să pot să vorbesc cu el, ați înțeles? Că n-am doctorat. Eu accept critica, nu de la inculți, dău. Abia aștept o interacțiune culturală cu oameni mai inteligenți decât mine. Deci e de departe evident că știe exact cine sunt și a vrut să mă facă prost în mai multe cuvinte, dar e atât de funny că se chinuie atât de tare să mă facă prost doar din alonja asta intelectuală penibilă, în loc să zică a, șupă-l, e un prost de la morții lui, în loc să zică asta trebuie să e doar alonja lui Nicolae Tesla care, du-te că e ce betalău. Bună seara, ce părere aveți despre ce? Văd că aici este domnul Silviu Fire. Ce părere am despre... Deci v-am citit ce l-am întrebat eu. Fiți atenți ce citește el. Anul 1948. Sunt întrebări probabil foarte, foarte bine tipluite și chipzuite. Extraordinar, ce să zic, în anul 48. De ce nu l-am întrebat nimica de genul ăsta? L-am întrebat de Elon Musk și că devine totul ca în 1948. Și el se preface că eu l-am întrebat ce părere aveți despre anul 1948, vă rog eu frumos. A început la noi naționalizarea. Ce legătură este între naționalizarea mijlocelor de producție și mai ales a agriculturii subcomuniști în 48, cam asta se întâmpla. Sau probabil putem vorbi despre nașterea statului Israel. Mi-a stricat gluma, efectiv mi-a stricat gluma. Nu? Și privatizarea Twitter, ce pot să zic? E și asta o paralelă. Dacă are logică, îi las pe ceilalți să comenteze. În câte cuvinte trebuie să folosesc ca să mă facă prost să mor eu? Mersi tare mult pentru întrebări. Poftă bună! Poftă bună! Da, mă rog, asta era. Poftă bună! Și mi-a trimis Bușu să mă uit la cele 6 nevoi fundamentale ale omului, tot de la Michi Neamțu, care nu știu ce se întâmplă, dar cred că o să-i faci închetă, să-i luăm un microfon. Da, deci spuneam că sunt 6 nevoi
șase nevoi fundamentale pe care omul le are. Și prima nevoie... Laba, 1. Lins lăbuțele, 2. Ok, scuze. Nevoia este nevoia care te trimite pe tine în fiecare zi la serviciu, care este nevoia de certitudine. Adică e foarte ușor să te lași păcălit de discursul ăsta și când îl vezi așa tocilărel, educat, cu maniere, care vorbește în cuvinte de trebuie să le cauți în Dex, te poate păcăli la început, dar dacă auzi de fapt care sunt politicile lui și ce susține el, a fost printre cei mai importanti susținători ai referendumului pentru familie, cu Coaliția pentru Familie, și spera în modul ăsta să-și câștige cel capital politic. A fost sclavul lui Băsescu în PMP, are păreri despre de-astea, cu avortul, cu... adică e... le ține ascunse așa frumos, ca să-ți placă mai degrabă de fața lui, nu de politicile lui, știi? Să zici, ia uite mamă, ce băiat frumos, pune-mi ștampila pe el, gen Tăricianu. Tu astăzi mergi la serviciu pentru că ai o nevoie ca mâine, orice s-ar întâmpla, copilul tău, sau mă rog, în orice caz, soția ta sau... mama ta sau rudele tale să fie în siguranță. Tu vrei să ai niște... Deci el face acum piramida lui Maslow în 11 minute 29? Ne citește piramida lui Maslow? Bani pe care să-i poți da mâine pentru o situație critică, o situație de urgență, și asta este nevoia de certitudine. E certitudinea bunară când noi vorbim acum că plafonul camerei în care stai nu se prăbușește. E o certitudine. E o siguranță pe care o ai. E o siguranță că transmisiunea noastră live nu se întrerupe. E ceva previzibil, da? E un sens predictibil acolo. E de asemenea nevoia de control, da? E o nevoie pe care o ai să poți... Kind of sounds like Peterson. Păi e cel mai mare fan Jordan Peterson și Donald Trump, acest om. Acest om a scris o carte de gen 700 de pagini despre geniul lui Donald Trump. I'm not even fucking kidding. Poți controla lucrurile, să fii in charge, cum spune englezul. Această nevoie fundamentală e probabil prima pe care simțim nevoia să o împlinim. Nu putem începe cu alte nevoi spirituale dacă astea de bază, nevoia de siguranță, de stabilitate, de securitate, de confort. Măi, piramida lui Maslow în cuvinte. Arată cu aia e piramida lui Maslow și înțelegem noi. De ordine, de predictibilitate. Dacă aceste nevoi nu sunt asigurate, noi nu avem cum să funcționăm mai departe. De asta mergi la job, de asta ai o firmă, de asta faci contracte, de asta cauți alți clienți. Și foarte mult, dacă ne uităm în jurul nostru, asta ne consumă 50, 70, 100, chiar 100% din timpul nostru. Nevoia de certitudine, de siguranță. A doua nevoie în viață, care e o nevoie a personalității noastre, este nevoia de varietate. Vrei să varieze lucrurile. Opa, a plecat de la piramida lui Maslow. Te plictisești, da? Dacă nu există surprize, dacă nu există provocări, dacă nu există sentimentul ăsta de, cum să spun eu, aventură, chiar un pic de haos în viața ta. Dacă nu... Un pic de haos. Sunt tare curios în ce haos are Mickey Neamț în viața lui. Tare curios sunt. Apare noutatea și schimbarea. Dacă nu există o excursie, da? În, știu și eu, Laco... Santa Maria Maggiore sau lacul Santa Maria Maggiore, sau nu există o excursie în Elveția, sau nu există o excursie în Italia vara aceasta, s-ar putea să te simți un pic mai sărac, da? Alo, cine n-are bani de Elveția vara asta, ești cam sărac! E o nevoie esențială de varietate. De-aia mergem la film, de-aia intrăm la National Gallery, într-un muzeu, să vedem cum arată o lume diferită de a noastră. Îmi place mult. Deci el a fost la facultate în Anglia și are constant acest accent american din filme. Gen, zici că e T.G. Miles. Trebuie să mergi la National Gallery. Deci e o nevoie esențială. Fără asta, fără satisfacerea acestei nevoi, viața noastră este plictisită și tot mai previzibilă. De fapt, e o viață de robot. Ce te face om este fundamental această, repet, varietate. Ieși din algoritm, variety. Ieși într-un pattern și descoperi. Într-un pattern, să ieși din pattern, omule. Să ieși din pattern. Mai zici că e T.J. Miles, efectiv vorbește ca T.J. Miles, numai că e român jet by jet cu școala în UK. Super noutate. Și o tensiune între certitudine aici, da? Și varietate. Deci tot timpul în viața noastră există această tensiune. Și mi-ar plăcea să explorăm mai departe cum arată această tensiune în viața noastră. Mai departe, e nevoia de a fi important. Este nevoia de a avea
în viața asta întâlniri semnificative, da? Nu faci bani când te vezi cu cineva, dar este o întâlnire care îți dă o bucurie specială, este o întâlnire care îți dă sentimentul de mândrie, poate într-un sens bun, da? Nu mândria că tu, cocoșul, vezi, Doamne, le-a făcut pe toate. E un model din psihologie, Scarf Model, involves 5 domains of human social experience, status, certainty, autonomy, relatedness and fairness. Da, ce credeai că sunt din capul lui? Nu, mândria sau bucuria că ești în preajma unei persoane influente. Te simți important, te simți demn, te simți cinstit. Omul când vine și îți dă mâna, respectiva persoană importantă, se îmbracă într-un fel, da? Poartă un costum. E un ritual pe care noi trebuie să-l facem. Mergem la o cină specială. Oamenii plătesc pentru a fi alături de un președinte, Donald Trump. Chiar dacă este vorba de o oră, o oră și jumătate, persoana respectivă a plătit $30,000 să fie acolo, să aibă sentimentul că i-a adresat o întrebare, să se laude la prieteni, să facă o poză. Deci nevoia de semnificație este foarte mare. În plan negativ, da? În plan negativ, nevoia de semnificație este uneori găsită de către un terorist care pune pistolul la tâmpla unei victime. Și pentru că viața și moartea acelei persoane, a victimei, depinde de un bullet, da? De un glonț. Asta... De un bullet, da? De un glonț? Măi, este un român, tu mi-ai fiat jet by jet, vă rog eu frumos. Nici măcar n-are scuza ca TJ Miles. Acelei persoane, a victimei, depinde de un bullet, da? De un glonț. De un glonț? Intelectualul vieții nici nu este să vorbească în română. Întâmpla unei victime. Reia ce zice? Foarte mare. În plan negativ, da, în plan negativ, nevoia de semnificație este uneori găsită de către un terorist care pune pistolul la tâmpla unei victime. Și pentru că viața și moartea acelei persoane, a victimei, depinde de un bullet, da, de un glonț, asta îl face pe terorist să se simte important. E un sens negativ al semnificației sau al importanței, dar din păcate oamenii astăzi în continuare sunt. What? Bro, what? Că gen, dacă vrei să te simți semnificativ, ori mergi în Elveția, ori pui pistolul la tâmplă. El a făcut gen o legătură între astea, că gen... Nu mi s-a părut că a făcut o legătură. Sau nu știu, poate a făcut și n-am fost eu atent. Între mersul în Elveția și pistolul la tâmplă. Implicați în războaie, în conflicte, pentru că asta le dă lor un sens în viață. Gândește-te la cineva care stă astăzi în Pakistan, da? Într-o școală de radicali, de talibani, care predică ura non-stop la adresa Americii. Lor le este rău pentru că America o duce bine. Și atunci, dacă la 16 ani vrei să ai o viață semnificativă, ce faci? Pornești și tu războiul, jihadul împotriva... Orice, dar nu ură împotriva Americii, dragi prieteni. Da, se știe că toți oamenii de pe glob care urăsc politicile SUA, sunt teroriști. Dacă v-ați uitat pe orice studiu cu părerea oamenilor despre Statele Unite ale Americii, ați vedea că singurile țări care au o părere bună despre Statele Unite ale Americii sunt Statele Unite ale Americii, Europa de Vest și câteva țări de-astea ca ale noastre. Gen România, Bulgaria, în rest, pe studii vorbind, toată lumea are o părere proastă despre Statele Unite ale Americii și evident politicile lor internaționale. Cu toții acei oameni, miliarde de oameni practic, mult mai mult decât majoritatea populației globului, decât jumătate din populația globului, sunt teroriști cu toții. Asta e situația. Eu însumi sunt terorist pentru că și eu la rândul meu urăsc statul Statelor Unite ale Americii. Nu mare lui Satan. E ca o duce bine. Și atunci, dacă la 16 ani vrei să ai o viață semnificativă, ce faci? Pornești și tu războiul, jihadul împotriva nu mare lui Satan. E o utilizare a violenței. Auzi, Michi, dar oare de ce oamenii sunt atât de radicalizați împotriva Statelor Unite ale Americii? Doar o întrebare. O întrebare interesantă. Dar de ce? Ce-au mai nebuni? Ce-au, frate, de radicalizați împotriva SUA? Care o fi, mă, frate, problema lor pe cealaltă parte a globului să urască o țară de pe, nu-i așa, cealaltă parte a globului? Mă tot întreb, dar nu-mi dau seama. Pentru că sunt teroriști, nu? Aha, da. E din neamul lor să fie teroriști. Cred că asta e. Nu cred că are legătură cu intervenționismul Statelor Unite ale Americii în regiunea lor timp de 50 de ani. Nu, cred că pur și simplu urăsc Statele Unite ale Americii. Nu e faptul că gen le bombardează școlile sau că invadează țările vecine cu tancuri. Nu cred că are legătură cu chestia asta. Nu cred că are legătură cu faptul că le fură resursele de petrol sau alte zăcăminte. Nu cred că are legătură cu asta. Cred că doar stai nebuni. Cred că e în sângele lor. Da, e în sângele lor. Ai problema. Aia e problema, da.
pornești și tu războiul, jihadul împotriva marelui satan. E o utilizare a violenței pentru ca tu, n-ai ca nimeni, nu? Dintr-un trib oarecare, din Asia Centrală sau din nordul Indiei, să capeți relevanță. Tu te lupți cu marele satan, tu te lupți cu... Așa cum tu lingi bocancii marelui Dumnezeu dintr-o țară, tot cam din lumea a treia, ca să poți să ajungi relevant? Gen, ai putea zice că e același lucru, numai că gen reversed, așa cum lingi tu acum bocancii Statelor Unite ale Americii, așa omul ăla, nu? Sau? Nu știu, poate mă înșel eu. Cu imperiul. Și în felul ăsta te poți lăuda la alții pentru ce... Îmi place că ai zis că e imperiu, îmi place că a zis că e imperiu. Tu te lupți cu imperiul și în felul ăsta te poți lăuda la alții pentru ceea ce ai reușit să faci. Nu, te-ai înscris într-o armată, te-ai înscris în Al-Qaeda, ești un discipol al lui Osama Bin Laden. Asta îți dă culmea semnificație, dar într-un sens negativ. Să-i nu că mai funny la oamenii ăștia decât faptul că habar n-au despre ce vorbesc și că să dau cei mai inteligenți oameni de pe mână. Deci a zis în aceeași frază că talibanii din Pakistan, triburile din Pakistan, Al-Qaeda Pakistan cumva, sau nu știu, poate era diferit de Pakistan, dar cumva, nu știu, whatever. E drept că s-a recrutat și de pe acolo, dar ce legătură cu Pakistanul? Adică Pakistanul e... Adică chiar nu e atât de cunoscută la nivel global pentru, știi, acțiuni de pakistanezi teroriști sau... De ce alege Pakistan? Că și așa habar n-ai nimic despre țara aia. Ce mai dorim noi în viața asta? Pe lângă certitudine, pe lângă varietate, pe lângă a fi important sau pe lângă a fi semnificativ, mai vrem intimitate, dragoste și conexiune. Oamenii care au fost la un moment dat... Efectiv filmează cu Nokia 6310. Nu, la 15-16 ani, în situația de a iubi și... Da, măi, nu ziceam. Ziceam de ideea asta de a folosi Pakistan drept exemplu. Adică de ce ai dat Pakistan ca exemplu când nimeni nu știe de relația Pakistan-teroriști? De a nu fi iubiți, de a fi respectiv. Cine cu știe că a fugit Bin Laden în Pakistan? Fiind și în iubirea lor, uneori se tem să mai caute iubirea și nu mai declară iubirea altora, pentru că a iubi înseamnă să riști foarte mult. Poți să fii respins, poți să fii abandonat, poți să te trezești cu un divorț, poți să te trezești cu experiențe nasoale. Și atunci unele persoane caută această conexiune în zona prietenilor, în zona familiei. Unii caută chiar să-și compenseze în această nevoie, nu știu, cu un cățel sau cu... Da, Michi a tot riscat în viața asta cu divorțurile, da. A riscat o dată, a riscat de două ori, cine știe, poate și a treia oară acum. Nu mai e mult. Un animal pe care îl duc în casă. Dar e o nevoie de conexiune. Și am văzut asta la oameni singuri, am văzut oameni care, și nu trebuie să-i disprețuim, dar oameni care nu mai au copii. Copiii au plecat în Australia, au plecat în Anglia, au plecat în America. Și atunci au și ei un fel de ocupație, au un fel de satisfacție din faptul că scot cățelul să-l plimbe dimineața și seara. E o bucurie. Ei, știți ce discuție asta? Tot... De ce aș disprețui un om care are un câine? Știi ce e discursul ăsta? Discursul ăsta este un om care este în metrou, într-un metrou plin de alți oameni. Este în metrou sau în autobuz? În autobuz, într-un autobuz plin de alți oameni. Stă așa cu o mână pe bară, stă uită așa în gol și în capul lui zice: ia uite, bă, toți oamenii ăștia cum își trăiesc viețile așa orbiți, ghidându-se după chestii iraționale, spre deosebire de mine, care cunosc sensul vieții. E fix aia, man. E fix acel gând pe care l-am avut cu toții la 13 ani, numai că zis în cuvinte. E același gând pe care l-a avut toată lumea la 13 ani, dar zis în cuvinte de un om de 45 de ani cu părealul la cor. Oamenii își trăiesc viețile într-un mod care ține de sociologia antropologistică a p***ii mele, pe deosebire de noi care suntem intelectuali și ne... Unii oameni aleg să dea cu bombe, alți oameni aleg să citească Kant. A lor, și repet, nu trebuie disprețuită asta. Nevoia de comunicare, nevoia de a simți că ești aprobat în ceea ce faci. Cățelul, da? câinele, dacă e inteligent, îți dă întotdeauna sentimentul că te ascultă și că e de acord cu tine. Da? E o stare de conexiune pe care o realizez în discuția chiar și cu un animal. Și nu mai spun cât de importantă este dragostea dacă e vorba de un bărbat și o femeie. Da, măi, efectiv, urmează exemplu cu homarul de la Jordan Peterson, straight the fuck up. Sau de un tată și o fiică, de o mamă și un fiu și așa mai departe. Deci
nevoia asta de conexiune este foarte, foarte importantă. Foarte, foarte. Acum, unii oameni petrec prea mult timp pentru a fi semnificativ pe scena lumii și pierd nevoia asta de intimitate. Unii oameni sunt atât de ocupați să fie politicieni, să fie diplomați, să fie în lume. A, cum ai fost tu timp de 10 ani și n-ai prins niciun post? Că ai fost vai de capul tău și n-ai... Ai stat și ai sclavit la Băsescu și nu ți-a dat niciun post? Genul ăla de oameni? Acum el nu mai e obsedat de politică, deci e ok să facă mișto de aia obsedat de politică. Unii oameni sunt... Ai uitat, Michi, când te plimbai cu autocarul pe care scria Mihai la referendum? Ai uitat, Michi? Stai că arăt eu la oameni dacă ai uitat cum te plimbai cu autocarul. Ai uitat, Michi? Ia uite ce autocar frumos aveai. Măi, avea un autocar care s-a dus în tur în țară ca să convingă oamenii să voteze împotriva comunității LGBT, pe care scria Mihai la referendum. Uniunea Europeană, EU, merg, dar voi.